Merg afară să mă joc. Stai. Pe mine m-a lăsat mama responsabil. Ți-ai făcut temele? Da, mi le-am făcut. Ia, arată-mi-le. Nu le-am terminat. Atunci nu poți să pleci până nu le termin. Păi, mă așteaptă prietena mea, Andra, afară. Nu ziceai tu că Andra e plecată la mare toată săptămâna? S-a întors mai devreme, ei mi-a făcut o surpriză! Nu te cred, dar când vine prietena ta, lasă-o să intre în casă, să o văd și eu să o salut și tu între timp te duci și-ți faci temele. Hai, Iulian, trebuie să mai plimb și câinele. Nu avem câine. Ba da, avem! Larry, văd cum îți miști buzele. Dacă nu mai mă minți și îmi spui adevărul de ce vrei afară, eu o să te las. Vreau să sap în grădină. Să ce? Știi tu, să plantezi și eu niște floricele ca să fie mai frumoasă curtea? Da, nu te cred. De ce nu mă crezi? Știu și cum să fac asta. Iau lopata, să sap groapa, după pun floarea și o ud. Noi stăm la bloc, Larry. De asta cred că minți. A, da. De când? Din totdeauna. Învață să nu mai minți. Viața o să fie mult mai frumoasă dacă spui doar adevărul. Acum du-te în camera ta și terminezi temele și după poți să ieși. Da, mi-am făcut temele. Ce? Tocmai ai recunoscut mai devreme că nu ți-ai terminat temele. Oh, da, m-ai prins. O să merg încet în camera mea și să stau acolo închisă toată ziulica. Larry, să nu încerci să te strecori afară. Nu fac asta. Ca să mă asigur că nu ești afară, o să-ți petreci toată ziua cu mine. Ne jucăm ce vrei tu. Mi-e rău. Ce te doare? Ți-e de la stomac? Da, nu știu. Simt că leșin. Oh, m-a lăsat mama responsabil. Nu cream că o să se întâmple asta. Ce să fac? Cred că am nevoie de o gură de aer. Ia stai puțin. Asta e cândva o scuză doar ca să ieși afară. Să știi că dacă mă minți, ești pedepsită restul vieții. Dar dacă îmi spui adevărul, mergem acum la spital. Nu, bine, sunt foarte bine, nu mai am nevoie de spitalizare, nu mai am nevoie de absolut nimic. Merg în camera mea să îmi fac temele. Iulian, ce mai faci? Ce vrei de la mine? Nimic. Atunci pleacă de aici, lasă-mă în pace. Nu plec. Atunci fă ceva sau zi ceva, nu sta degeaba. Na, o să stau aici și o să te privesc. Treaba ta pe mine nu mă deranjează. Ești sigur? Da, sunt sigur. Aaaa! Ce te-ai apucat? Oprește-te, du-te și țipă în altă parte. Nu vreau. Mami, vină și ia-o pe Larry de aici. Stă și mă enervează, nu face nimic. Mami nu e acasă. Nu e? Asta nu e de bine. Cine e striară bună? Sigur nu eu. Aaaa! Stai, zi măcar de ce țipi. Nu ți-ai dat seama ca să te enervezi. Hai că poți și spune, tu ești fratele mai mare, ia atitudine. Larry, ești... Ce ai? Ai nebunit? Normal, pentru că vii și țipi toată ziua când nu e mami acasă. Stai pe creierul meu în continuu. Nu e adevărat, creierul se află în capul tău, ceea ce înseamnă că ar trebui să-l scoatem ca să stau pe el. Oh, era doar o metaforă. Ce e aia, o metaforă? Dacă îți zic, promiți să mă lași astăzi în pace? Da, sigur. Metafora este... Aaaa! Cum să-ți explic dacă țipi? Aaaa, nu te aud! Iulian, poți să stau la calculator? Nu poți. Du-te și joacă-te cu păpușile. M-am plictisit de ele. Vreau să mă joc la calculator. Pune-i lui mami să-ți ia unul. Eu nu te las aici. Dacă nu mă lași, o să-i spun mamei că ai mâncat tot tortul rămas. De unde știi tu că eu l-am mâncat? Te-am văzut. Nu mă spune lui mami, te rog. Nu o să mai mă lase la calculator. Atunci lasă-mă să stau la el. Logic. În 10 minute te las. Să intru și eu la un joc cu băieții. Acum? Of, bine. Și îmi dai și 10 lei? Pentru ce? Vreau să-mi iau și eu ceva dulce acum că nu mai avem tort. Nu crezi că vrei ca multe? Să zici mersi că te las la calculator. Nu vezi niciun ban. Știi ce se întâmplă dacă nu-mi dai, nu? Ce? O să plângi? Cred că tu o să plângi după ce o să-i spun mamei că i-ai luat banii din poșetă fără să știe. Șșș! Vorbește mai încet. Gata. Îți dau să-ți zici ce vrei tu. Știi ceva? M-am gândit mai bine și o să te duci tu să-mi iei ceva dulce. Nu mă duc. Și să știi că nu mă mai e cu nimic la mână. Sunt sigur. Oh, ba da, mai am multe.
Da, ia să vedem. Dacă nu te duci, îi spun mamei că m-ai bătut. Dar nu am făcut asta, nu m-am ridicat de aici toată ziua. Da, dar sigur ai dat cândva în mine. Niciodată, eu nu aș face așa ceva și mami știe asta. Deci nu vrei să te duci la magazin să-mi iei ceva dulce? Nu, du-te singură. Au, m-a durut, mami, Iulian m-a bătut. Gata, gata, mă duc. Ce vrei dulce? O înghețată și o ciocolată. Astea fac mai mult de 10 lei. Sunt sigură că o să pui tu diferența. Ma! Ce ne fac eu pentru sirirea mea, dragă? Larry, ia vină puțin. Ce? Ăla e cumva hanoracul meu? Nu, am unul asemănător. Știi, e ciudat. Eu nu mai găsesc pe al meu de ceva timp. De cât timp îl ai? De săptămână, mi l-a dat mami. Fix de săptămână l-am pierdut și eu, dă-mi-l. Dar îmi place, lasă-mi și mie câteva zile. Și ce să zică prietenii mei dacă văd că îl porți și tu și eu? Ar putea să nu zică nimic dacă rămâne al meu de tot? Asta nu se poate, dă-l jos acum. Îți dau unul de al meu în schimb. Tu ai numai roz. Bă, nu, ți-l dau pe la mop dacă vrei. Wow, mare diferență și în plus ar fi mic de mine. Și al tău e mare de mine, dar ghiși ce, nu mă plâng, uite cât de bine vine. Nu mă interesează, dă-mi el sau te spun lui mami. Am vorbit deja cu mami și mi-a spus că pot să-l port. Bineînțeles că a spus asta, așa rămân eu mereu fără haine pentru că mi le iei tu. Nu ți-am mai luat nimic. Serios? Pălăria e a ta? A, mă rog, doar asta. Dar geaca aia din cuier, a cui e? A, aceea? A, păi, aia mea. Ba nu, a fost a mea. Exact, a fost. În trecut, acum, în prezent, este a mea. Dacă mergem acum amândoi în mall și ți-au un hanorac al tău, promis să mi-l dai pe ăsta înapoi și să nu mai mie nicio haină? Nu! De ce? Este un deal bun! Da, dar oricum, cu banii aia, pur și simplu, ții tu un hanorac, oricum ajunge la mine. Deci, o să am două. Dacă mai e ceva de la mine, le rup. Rupele, nu sale mele. Dar ai zis că... înnebunesc cu tine. Se face așa frig aici. Vrei hanoracul? Da, te rog, știam eu că ești o soră bună până la urmă. Cumpără-ți unul! Iulian, ce faci? Bine, tu ce faci? Ai pățit ceva? Nu, sunt bine. Atunci, de ce ești tristă? Păi, mă gândeam cât de mult îmi iubesc frățiorul. Ia zi, ce vrei să obții cu asta? Nimic, doar spuneam că te iubesc. Și eu te iubesc, dar... nu stă în fire să fii o persoană bună. Viața te mai schimbă. Ai 12 ani, ce se poate schimba așa major la vârsta ta? Hei, vrei să nu mai fiu așa și să încep să te enervezi? Nu, e perfect, doar că nu cred eu că scap doar cu complimente. Ba da, chiar ești un frate bun. Să știi că și tu ești o soră bună, chiar dacă uneori mă enervezi. Așa suntem noi, surioarele mai mici. Da, și enervante. Iubitoare vreau să zic. Ups, da, scuză-mă. Că tot ai o zi bună, vrei să-ți dau niște bani să te duci să-ți iei înghețată? Dar tu nu ai refuzat niciodată o înghețată. Vreau să-mi petrec timpul cu tine, frățiorul meu. Ce drăguț din partea ta, dar eu acum am un proiect să-l termin. După ce-l termin, putem să stăm împreună. Dar vreau acum! Dacă mă iubești așa mult, ai răbdare să termin proiectul. Of, bine, te aștept aici. Mergi la tine în cameră și când termin te chem eu, da? Na, o să stau aici. Nu mă deranjează să-l aștept pe frățiorul meu preferat. Of, nu te pot refuza când ești așa drăguță cu mine. Bine, uite, hai că fac proiectul ăsta mai târziu și mergem acum și să luăm înghețată. Yeah, ești cea mai bun frate! Și tu ești cea mai bună soră. Iulian, unde ai fost aseară? Nicăieri. Pe mine nu mă poți păcăli. Am stat aici, în camera mea, nu am făcut nimic. Ești sigur? Pentru că am intrat la tine în cameră și am văzut că era geamul deschis și nu era nimeni în cameră. Poate că ai intrat când am fost eu la baie sau ceva. Nope, am stat 2 ore și nu ai venit. Of, bine, am ieșit cu băieții aseară, nu e mare chestie. Mami știe? Nu știe și te rog nu-i spune, nu m-ar fi lăsat niciodată să ies la ora aia. Mama! Șș, nu-i spune! Da, Lari! Iulian a ieșit aseară afară și nu ți-a spus! Nu, de ce face asta? Iulian, ești pedepsit! Aha, vezi, știam eu că o să te pedepsească. Să vezi ce-ți fac eu cum pleacă mami de acasă. A fost o amenințare cumva? Ma! Șș! Nu, îmi pare rău, te rog, nu-i spune lui mami, nu o să dau niciodată în tine, promit. Știi că nu pot. Mami, Iulian m-a amenințat! Iulian, fără calculator 2 săptămâni. Dar mami, te rog, n-am făcut nimic. Oare să-i spun ce mi-ai făcut și dimineață?
că mi-ai mâncat bolul de lapte cu cereale? Nu, te rog. Uite, mă duc chiar acum la magazin și îți iau o pungă întreagă de cereale numai a ta. Acum nu e poftă, dar mi-era de dimineață. Îți iau pentru mâine de dimineață, te rog. Nu vreau să mă pedepsească toată luna. Îmi pare rău. De fapt, nu îmi pare rău. Mami, Iulian mi-a mâncat mâncarea de dimineață. Iulian, nu poți să faci încomentată pe sora ta, ești pedepsit toată luna. Vezi ce mi-ai făcut? Ești o... Ai grijă cum vorbești, nu vrei să fii și mai mult pedepsit. O prințesă vreau să zic, nu sări așa. Mersi. Asta sunt... Larry, oprește-te numai când faci asta toată ziua. Îmi place să cânt. Da, dar mie nu-mi place, cine te crezi? Lil Larry, rapidă ca un Ferrari. Nu-ți de nasul tău, sunt shiny, tiny, esență tare. În sticluță mică, știi, sunt true, nu cameleon ca alții. Oprește-te, cameleon? Ce? Mă rog, nu contează. De ce mi-ai cântat asta? Ai întrebat cine mă cred. Eram ironic, nu trebuia să-mi cânti asta. A sunat bine? Da, dar acum am treabă. Nu știu ce se întâmplă de întârzie comanda asta la Mac. Mac? McDonald's. McDonald's. Vreau la McDonald's. Am caviar pe masă, nu îmi place. Eu vreau Mac. Nu e felul meu, mama învăța să nu judec. Nu îmi pasă ce mănânc atâta timp cât e Big Mac. A, apropo, fără sos de maio n-are niciun farmec. Ce? Avem caviar pe masă? Nu, era doar pentru flow. Ah, ar fi mers niște caviar. Mac-ul e mai bun. Da, ce ziceai? Vrei un Big Mac? Da, te rog. Îți comand, dar doar dacă nu mai cânti. Bine, îmi ieși ceva dulce? Sigur, bine, ce vrei? Păi vreau... O bom 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 bombonica! Puteai să zici direct că vrei o bomboană, era mai simplu. Of, se vede că nu ești cântăreț. Trebuie să găsești versuri în orice faci. Cum zici tu, ai bani să-ți cumpăr toate astea? Nu, am doar 12 ani, știi bine că nu lucrez. Nici eu nu lucrez, nu am de unde să-ți dau. Lasă, mai bine vorbesc cu mama sau cu banii lui tata, dar fără frică, no. Și chiar de nu o spui, știu că te oftică, no. Nu mă oftic, tata, îmi dă și mie bani. Du-te și cere-i bani pentru amândoi să comandăm. Bine, cât să-i cer? Fără număr de la tati, pentru mine și sora mea mică Larry. Da, cred că doar unul dintre noi ar trebui să cânte în casa asta. Adică eu? Da, sigur, tu. Iulian, vrei să te ajut la teme? Nu, mă descurc. Stai pe ele de câteva ore. Ia, zi-mi ce exercițiu este. Mă întreabă cât fac 2 la puterea 10. Ușor, 1024. Nu are cum. Ba da, atâta face, fă pe calculator. A, da, calculatorul, am și uitat că există. 2 la puterea 10. Da, 1024, mersi. Dacă mai ai nevoie să te mai ajut cu ceva, să spui. Am calculatorul acum, mă descurc. La română ți-ai scris temele? Nu, vrei să mi le faci tu? Sunt deșteaptă, nu fraiera, am vrut doar să-ți arăt că știu mai multe decât tine. Da? Atunci ce spunem tu, care a fost primul, oul sau găina? Găina. Ha, greșit, oul. Explică. Nu se poate explica de ce, dar sunt sigur că era oul. Gândește, dacă era o găină, cine hrănea ca să supraviețuiască? N-avea cine, așa oul n-a avut nevoie de mâncare și s-a dezvoltat singur. Doamne, nu era nevoie să le hrănească cineva, mâncau singure semințe. Eu tot susțin că a fost oul primul, nu mi-ai dat un argument destul de bun, așa că oul a fost primul. Găina a fost prima, deoarece Dumnezeu a creat animalele, nu ouăle. Ce? Nu, nu e așa. De fapt, are logică. Recunoaște că sunt mult mai deșteaptă decât tine. Doar pentru că ai știut un exercițiu de matematică și ai răspuns la o întrebare de cultură generală, asta nu te face mai deșteaptă decât mine. Eu zic că da. De data asta îți pun eu o întrebare. Care este capitala Norvegiei? Pe care? Nici gramatică nu știi. Pe care este capitala Norvegiei? Tu auzi ce zici? Da, eu știu că înainte de pe care se pune pe. Se pune doar când substantivul nu îndeplinește el însuși acțiunea din context. Ce? Nimic, zic cum vrei tu. Stai, nu ți-am răspuns la întrebare. Oricum nu știi. Ba da, capitala Norvegiei este Oslo. Wow, nu mă așteptam să știi. Cum te-ai învățat asta? Nu am învățat, dar am făcut TikTok-ul ăla cu Paris, Oslo, Lagos. Ah, uite că e bun și TikTok-ul la ceva. Oh,
Hei, vrei să te joci cu mine cu păpușile? Nu, am altă treabă. Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog! Nu ești cam mare pentru păpuși? Poate puțin, dar n-am ce altceva să fac. Nu mă joc acum, poate mai încolo. Niciodată nu vrei să te joci cu mine. Nu e asta, doar că nu vreau să mă joc cu păpușile. Atunci hai să ne jucăm pitita, dar îl includem și pe el. Sigur, sigur, ascunde-te, eu număr. 1, 2, 3. Hai să întrebăm ce s-a întâmplat. Iulian, cum de nu ne-ai găsit după atâta timp? Unde să te găsesc? Jucăm pitite, ai uitat? Da, așa e. Uite, te-am găsit, gata jocul. Nici nu m-ai căutat, să știi că și el este dezamăgit. Ba da, cum să nu, m-am uitat în jur, am văzut că nu ești, am zis că gata, nu vrei să te mai joci și că ai plecat. Hai să ne jucăm altceva. Ce? Monopoly. Îmi place Monopoly, hai să ne jucăm. Stai, suntem doar doi, nu ne putem juca așa. Stai puțin să-mi întreb păpușile. El este de acord, acum trebuie să le conving și pe celelalte. Brusc, nu mai îmi place Monopoly. De ce? Pentru că mi-am invitat prietenii? Nu sunt prietene, sunt păpuși. Cum îți permiți? Ele măcar sunt mult mai bune prietene decât tine. Ele se joacă oricând vreau și ce vreau, cu mine. Atunci jucați-vă Monopoly între voi și lasă-mă pe mine. Hai să te joci cu mine, te rog. Nu vin. Mami, Iulian nu vrea să se joace cu mine. Iulian, joacă-te și tu cu ea că e mai mică. Dar mami, am treabă. Niciun dar, că ți-au calculatorul. Ce-mi faci tu mie? Adu păpușile alea odată. Yay, ne jucăm cu păpușile, vezi? Vezi, acceptat. Ce-ai pățit? De ce plângi? Ai pățit ceva sau tu vrei să obții ceva? M-a pedepsit mami. Ce bine, era și timpul. De ce zici asta? Gata, nu mai plânge, doar glumeam cu tine. Nu pot, sunt tristă, ok? Viața e frumoasă, de câte ori am fost eu pedepsit de mami și n-am plâns niciodată? Ba da, ai plâns. Bine, poate că am plâns din când în când, dar am înțeles că viața merge înainte. Eu nu pot, m-am pedepsit să stau în camera mea. Nu mai plânge, nu pot să mă uit așa la tine. De ce? Sunt urâtă când plâng? Nu, doar mă faci pe mine să plâng. Nu ziceai că tu nu plângi? Bă, da, dar nu pot să rezist când te văd așa. Încep lacrimile să curgă. Bine, gata. Nu mai plâng. No, nici eu nu plângeam, doar râdeam de tine. Gata, uite, hai să mergem în parc să-ți luăm înghețată. Asta sigur te-ar face mai fericită. Înghețată cu ce? Cu căpșuni, cum îți place. Acum de ce plângi? Am zis că ți-au înghețată. Mi-am amintit de ce m-am pedepsit, mami. De ce? Pentru că am mâncat toate căpșunile. Atunci o să luăm înghețată cu banane. Pentru că am mâncat și toate bananele. Bine, bine, cu ciocolată? Ok, nu mai merge nicăieri. Du-te în camera ta și plânge acolo. Începe distracția. Hei, ce te-a apucat? Păi, mi-am găsit o nouă pasiune! Care? Să arunci cu obiecte mine? Nu doar în tine, în oricine. Atunci du-te și aruncă în altcineva, nu am chef de tine. 10 puncte că te-am nimerit în cap! Să vezi 10 stele ce vezi tu! Stai, nu arunca, sunt zuriara ta mai mică și nu poți să mă lovești. Sigur, dar tu poți să dai în mine, eu nu. Mami, Iulian aruncă jucării în mine. Nu arunca vina asupra mea, tu ai început. Dăm jucările înapoi. Să arunci iar cu ele în mine? Lasă, se confiscă. Nu mă provoca, pentru că poți să aduc altele și să arunc cu ele în tine. Astea sunt singurele 3 pe care le ai, nu mai ai cu ce să dai în mine. O să arunc cu asta în tine. Nu, lasă aia jos, vrei să-mi spargi capul? Da. Chiar dacă capul meu nu e important pentru tine, cana aia e preferata mamei, dacă o spargi te pedepsește. O, da. Păi, atunci o să arunc cu... ăsta! Nu, stai, nici cola. Dacă arunci cola, se sparge, se strică și costă foarte mult. Mami nu o să-ți mai dea niciodată alocația.
Nu se strică, o să amortizeze impactul capul tău. Stai, te rog, nu arunc acolo la mine, uite, ia jucăriile și lovește-mă cu ele. Lovește-te singur. Mă crezi prost? Sau te voi lovi eu cu ăsta. Bine, uite, mă lovesc. Au, au. Asta este atât de amuzant. Trebuie neapărat să filmez asta. Iulian, ce mai faci? Bine, ce cu energia asta pe tine? Am mâncat foarte mult zahăr azi. Oh, nu iar. Ultima dată când ai mâncat zahăr n-am mai dormit toată casa din cauza ta. Nu mai amintesc. Cred și eu, parcă nu erai tu, parcă erai posedată. Ia! De ce țipi? Așa mai venit, hai să mergem să alergăm în parc. Iuhu! Nu am așa multă energie, nu am dormit destul. Daddy One, hai să mergem. Te rog, 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 te rog. Consumă-ți energia altfel și nu mai mânca zahăr. Dar e bun și dulce și bun. Da, dar nu se mai înțelege nimeni cu tine. Fugi toată ziua pe aici și vorbești foarte mult și foarte repede. Nu mi se pare. Acum ești în prima fază, dar stai să-și facă zahărul efectul. Nu mai țipa! Bine, gata, sunt calmă, liniștită! Nu a durat prea mult. Iulian, hai, hai dansezi cu mine. Hai, trebuie să slăbești. Nu mă mișcă de aici, stau bine. Atunci o să mă învârt până când o să ajung în China. Știi că de fapt dacă faci o groapă până pe partea cealaltă a pământului, nu ajungi în China, ajungi în ocean, nu? Apă? Mi-e sete. Vreau apă, dă-mi apă, vreau apă, vreau apă. Mergi și ea singură dacă tot ai atâta energie. Nu, o să sap până în ocean ca să beau apă. Gata, cred că trebuie să facem ca data trecută. Cum adică? O să te legăm de pat. Nu, nu o să mă prindeți mie! Credeam că nu mai pleacă de aici. Ok, bun, deci haideți să ți-l prezint, că dacă nu se supără. Bun. Ok, aici este camera fratelui meu, Iulian. Și nu mă prea lasă să intru aici. Hei, ai venit cu cineva acasă? Da, este prietena mea. Invit-o aici să o salut și eu. Este deja, nu o vezi? Nu o văd dacă stă după perete. Nu e după perete, e chiar aici. Larry, nu e nimeni acolo, ești bine? Da, eu sunt foarte bine. Amândouă ne întrebăm ce e neregulă cu tine. Care amândouă? Ești doar tu. Doamne, ți-am și spus, este și prietena mea aici. Este fantomă? Nu, este reală. Ce drăguț, ți-ai făcut o prietenă imaginară. Bine, uite, hai că-ți fac jocul. Cum o cheamă pe prietena ta? Spune-mi cum te cheamă. Nu am auzit. Poți să vorbești tu pentru ea? O cheamă Mary. Încântat, eu sunt Iulian. Ori am înnebunit eu că vorbesc cu prieten imaginar? Ori am înnebunit Larry? Nu este imaginară, este cât se poate de reală. Și, apropo, a zis să nu-i mai spui așa, pentru că nu-i place. Bine, uite, îmi pare rău. Mergeți în camera ta și jucați-vă acolo. Este mai frumoasă. A zis că preferă camera asta. Camera ta e mai frumoasă. A zis că dacă nu ne lași până aici, te bântuie la noapte. Nu mai pot. Vai, vai, ce frică mie. Ar trebui, pentru că înainte ca noi două să devenim prietene și mă bântuia și pe mine. Trântea uși, scârțea podeaua. Și chiar și așa nu ar putea să te rănească fizic. Ok, bine. O să încerc să explic. Zice că are mai multă putere decât te aștepți. Întreabă dacă poate să miște obiecte. A zis că poate. Atunci du-te și fă înclătite. Mi-a plăcut asta. Vezi că vine spre tine. Ce? Vrea să ne jucăm? Nu cred că are chef de joacă. O să... Și el este fratele meu mai mare, Iulian. Hei, Iulian, salută-i! Salut! Nu așa, fii mai entuziast! Nu vreau să apar în vlogul tău. Dar eu vreau doar un salut, te rog! Oh, bine. Hei, ce faceți? Eu sunt Iulian. Spune că sora ta este cea mai tare vlogăriță, adică eu. Asta nu o să spun, nu este adevărat. Poate nu cea mai tare din lume, dar din România sunt. Da, sigur. Când a zburat porcul. Ah, deci te-ai uitat și tu la clipul ăla foarte funny când am încercat să fac porcul să zboare! Ce-ai făcut? Mama știe? Da, i-am asfătuit, deoarece haterii spuneau că
început să se aboneze când o zbura porcul. Deci, având de că a zburat, dar trebuie să se aboneze. Și câți abonați ai acum? Păi, 1 milion. Un milion? Dă-mi telefonul încă. Hei, eu sunt Lemnaru Iulian, sora mea este cea mai tare vlogăriță. Nu uita să intrați pe Instagramul meu, Lemnaru Iulian. Asta nu o să pun pe vlog. Nu uita să intrați pe Instagramul meu, I am Lilari, dați acolo un follow. Hai, te rog, pune-mă și pe mine. Nu știam că merge YouTube așa de bine. Vezi dacă n-ai avut încredere în mine de la început? Îmi pare rău. Câți bani faci din YouTube? Câteva mii pe lună. Nu e chiar așa de mult pentru 1 milion de abonați. Tata câștigă 4.000 de lei pe lună, exact cât tine. Câteva mii de euro. Ce? Dă-mi și mie câțiva, știi că sunt singurul tău frățior. Tu trebuie să muncești pentru ei. Sigur, pot să fiu editorul tău. Am deja unul. Pe tata, de unde crezi că el câștigă 4.000 de lei pe lună? Atunci o să fiu managerul tău? Am deja un manager, pe mami. Dar știi cum ai putea să mă ajuți? Orice. Păi mi s-a rupt trepiedul. Poți să fii tu unul. Adică cameraman? Super, îmi place. Nu, am și cameraman. Am nevoie de tine doar ca să stai aici și să ții telefon. Uite, vezi? Așa, să ai grijă să nu pice. Că dacă nu-l spargi, nici nu vreau să mă gândesc. Așa, e bine? Da, văd că te pricepi. Hei, eu sunt Lari și mi-am luat un nou trepied. Lari, ce ai pe față? Nimic, așa sunt eu frumoasă. Nu la asta mă refer. Ți-ai dat cu make-up? Da, exact. Adică, cred că se observă. Plus că am văzut că și mami s-a dat și este foarte frumoasă. Da, dar tu ai 12 ani, ea are... Cât are? Are mai mult ca tine. Am să bine așa. Lari, dă rujul jos acum. Nu vreau. Ce să faci acum? Te spun lui mami. Ia mi l-a dat! O să ajung să arăți ca o babă la 18 ani dacă continui să te dai. Da, dar dacă o să mă dau și atunci cu make-up, o să pare că sunt o tânără de 18 ani. Oh, abia aștept. Ok, dar când o să ai 60 de ani, cum o să arate pielea ta de pe față? Stai puțin, hai să ne gândim logic. O să fiu căsătorită, ceea ce înseamnă că nu o să mai am pentru cine să mai fi frumoasă. Ah, adică tu te-ai machiat ca să impresionezi pe cineva. Doamne, sper că nu și-am dat seama. Nu. De ce-i face asta? Păi colega mea de clasă se machiază și Andrei o bagă în seamă mai mult decât pe mine. Crede-mă, nu-l impresionez cu asta. Make-up-ul ăsta te face să arăți ca un clown. Clown ești tu și fără make-up! Ce m-ai jignit! Iulian, ai uitat și tu că te machiai când erai mic? Nu am făcut niciodată asta. Ba da, are mami tot felul de poze cu tine prin telefon. Bine, dar era mai mic. Era acum un an, de ce te-ai machiat? Ca să impresionezi pe cineva? Nu, era un make-up pentru Halloween. Păi, stai puțin. Ce ai vrut să fii tu de Halloween? Adică dacă ai vrut să încerci să arăți ca și un zombie, nu ți-a reușit. Prințesă. Ce? Prințesă, bine? Am vrut să fiu prințesă. Atunci nu te mai lua de mine că mă machiez. Sau pun poza de la mama pe internet și o să râdă toți colegii de tine. Nu pune, te rog, stă foarte bine cu roșii. Mersi și ție, goodbye. Hey yo, eu sunt Iulian și ai sora mea mai mică. Lilari. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați un like, să mergeți și pe Instagramul ei. I am Lilari. Și pe Instagramul meu. Lilari Iulian. Iulian, dă-te și tu mai încolo. Ce vorbești? Sunt destul loc aici. Da, dar vreau să te dai mai încolo. Nu mai fi atât de secăitoare, lasă-mă în pace. Bine, atunci dăm bani. Dacă stai cu minte, o să-ți dau. Eu vreau acum, haide, dăm. Haide, dăm acum bani, vreau bani, dăm bani. Bine, hai că-ți dau bani, uite bani, dar lasă-mă în pace, te rog. 10 lei? Nu mai ajung pentru nimic. Fii cu minte și o să-ți dau mult mai mult. Ori îmi dai acum, ori te disper până îmi dai. Of, bine, mai ia încă 10. Afară mă duc și pe mine? Mă duc la 6, știi programul. Și cât este ceasul? Este ora 5. Ce? Mai este o oră? Nu pot aștepta atât. Du-mă acum! Dar nu te duc acum, așteaptă și tu o oră. Bine, aștept. Foarte bine. Acum cât este ceasul? A mai trecut timp? Ah, sigur acum este ora 6. Doamne, n-a trecut nici măcar un minut! Da, dar știi... Eu simt că au trecut 20 de minute. Pe bune, dar nu poți să mai aștept și tu puțin? Am așteptat chiar mai mult de puțin. Doamne, dar ești prea săcăitoare, mai lasă-mă în pace. Bine, hai lasă-mă că mă duc să mă joc pe calculator. Ce te joci? Dar care-i treaba ta? Haide, vreau și eu să mă joc. Ia, să văd și eu.
Lasă-mă! Da, vreau și eu să mă joc cu tine. Știi ceva? Cel mai bine nu mai mă joc nimic. Deci pot să mă joc și eu? Nu. Bine. Tu chiar nu vrei să mă lași deloc, nu? Dar nu-ți fac nimic rău. Bine, lasă-mă să mă îmbrac. Du-te, ieși din cameră. Oh, unde te duci? Vreau și eu. N-ai ce căuta acolo cu mine. Ba da, vin și eu cu tine. Gata, uite cum o faci tu să nu mai plec nicăieri. De ce ești așa rău? De ce nu vrei tu să mă lași? Dacă tu nu mai pleci, hai să stăm împreună. Asta făceam oricum, din păcate. Pe calculator împreună mă refeream. În niciun caz. E, atunci stau singură. În niciun caz. Nimic nu mă lasă fac, pe bune. Ce vei acolo? Vreau și eu. Aoleo! Uite, ia-l și lasă-mă odată în pace, te rog! Bună, Iulian! Bună, da. Unde vrei să pleci? Cum unde vreau să plec? Ai uitat că ți-am spus deja de ieri? Sunt destul de sigur că nu mi-ai zis nimic. Ce vorbești? Ce-am spus? Doar știi despre chestia aia. Chestia aia? Da, chestia aia. Ți-am spus. Eu nu știu nimic. Ori îmi spui, ori nu pleci nicăieri. Bine, bine. Mă duc la magazin. Te duci la magazin? Da, exact acolo mă duc. Nu în altă parte. Păi, ok. Și ce vrei să-ți iei de acolo? Lucruri de fete, știi tu. Aha, lucruri de fete, da. Cred că înțeleg. Păi, bine. Atunci plec. Pa! Stai așa, Lari. Acum ce mai e? Arată-mi că ai bani ca să te cred că mergi la magazin. Am, da. Arată-mi! De fapt, cred că i-am uitat. Și ceva? Cred că tu mă minți. Eu? No, cum să fac eu așa ceva? Ok, este clar că mă minți. Uitasem, nu mi-am luat bani pentru că am card. Ce te-o spui acolo? Tu n-ai niciun card. Ba, am. Da? Arată-mi, hai, arată-l acum. Of, bine, stai să-l caut. Hai mă, Lari, încetează să mă tot minți. Spune-mi unde mergi și gata. Bine, uite, recunosc. Mă duc să mă văd cu o prietenă. Bine, și cum o cheamă pe prietena ta? O cheamă Iulia. Dar eu nu știu nici eu Iulia. Și eu sunt fratele tău mai mare și ar trebui să fiu responsabil cu tine. Așa că, mai bine adu-o mai întâi pe Iulia aici să o cunosc și eu. Nu poate. Chiar nu poate. De ce? O doare măseaua și nu, n-are cum să vină. Ce chestie? Fix acum s-a întâmplat. Ce chestie? Deci asta înseamnă că nu mai pleci nicăieri. Da, așa se pare. Atunci treci și fă-ți curat în cameră. Dar este curat, am făcut înainte să mă îmbrac. Am fost eu mai devreme și era dezastru acolo. Încetează-mă, Lari, să mai mă minți. Dar nu te mint, eu cred că mi-a intrat cineva în cameră și mi-a făcut dezordine. Iulian, eu am văzut pe cineva să intre acolo. L-am văzut intrând. Nu este nimeni în afară de noi doi aici. Păi, cred că am văzut un hoț. Un hoț? Ce? Chiar ai văzut? Da, era un hoț. Da, parcă totuși nu lipsește nimic. Da, ciudat. Aha, hoțul a intrat doar ca să-ți deranjeze ție în cameră, nu? Da, mă tem că da. Iulian! Îmi este foame! Când nu ți este sie? Ce vrei să spui? Că sunt fomistă? Ce? Nu! Bine, hai, du-te, fă-mi și tu ceva de mâncare, pe bune acum! Lari, eu nu-s bucătarul tău! Ești fratele meu mai mare, dă! Și dacă-s fratele tău mai mare, asta înseamnă că trebuie să-ți fac tot ce vrei tu? Cam așa ceva. Nu, Lari, nu trebuie. Nu mai vreau nimic. Foarte bine! Croissant? Vreau și eu! Ok, îți dau jumate. Jumate? Ce fac eu cu jumătate? Eu vreau unul întreg. Of, bine, ia-l, dacă ți-l dorești pe tot, ia-l pe tot. Cred că mai vreau unul. Ce? De unde încă unul? Ți l-am dat pe tot. Da, dar știi, mai vreau unul. N-am de unde să-ți mai dau unul. Nu am. Hello, dar n-am mâncat nimic toată ziua. Ba da, chiar ai mâncat de 3 ore azi și ai mai mâncat și tot croissantul meu. Frate, asta chiar nu se pun. Bine. Cum spui tu? Of, oricum, tu ce mai faci? Păi sunt foarte bine, îmi doresc să mă lași ca să mă pot juca și eu să termin nivelul la un joc. Nu vrei, cât îmi spui tu, să luăm o pizza? Dacă ție chiar ți este foame, luăm. Păi chiar îmi este. Bine, eu sun și tu vorbești, da? Așa, ia. Bună ziua, vreau și eu 3 pizze și dacă se poate să le faceți puțin mai mari, nu e problemă, plătesc eu extra. Iulian, tu vrei ceva? Cum? Adică tu vrei toate astea doar pentru tine? Tu de-abia acum mă trebuie pe mine ce vreau? Păi ne ajungeau astea la amândoi, și încă era mult. A, da, ai dreptate. Și dacă se poate să mai puneți 2 salate Caesar și alte 2 fel de tort.
Oh, uite ce frate am eu. Mare, frumos. Mulțumesc. Ai nevoie de ceva? Nu, dar mă uitam și eu puțin la fratele meu. Ok, asta sună ciudat, dar mulțumesc. Sincer, dacă mă întreb, mie nici măcar nu-mi vine să cred că existi. Ascult. Bine, te ascult. Nu cred că ți-am făcut nimic bine de spui cuvintele astea și sună puțin cam dubios. Știu. Atunci ce motive ascunse ai? E, pur și simplu, am eu drag de tine. Mai rar sugeare ca tine. Uite, știi ceva? Azi fac ce vrei tu. Vreau să-mi povestești despre tine. Păi ce să-ți povestesc despre mine? Sunt cel mai bun la jocul pe care îl joc cu prietenii mei. Și cât sunt în joc? Sunt cam 50, așa. Și din toți, fratele meu e cel mai bun, nu? Da, da, normal. Eu așa zic. O, vin aici să-ți dau o îmbrățișare mare, fratele meu drag. Mă, dar ce e cu tine, surioară? Sigur n-ai pățit ceva? O, m-ai prins. Bine, am nevoie de ceva. Aha, știam eu. Vreau și eu să mănânc ceva, că nu ai mâncat de câteva ore. Da, ai dreptate. Pune-te și tu și mănâncă. Da, de ce îmi porți atât de grijă? Dacă nu sora ta, atunci cine, Iulian? Păi da, dar eu nu sunt atât de grijuliu cu tine. Nu e prea târziu. Da, ai dreptate și aici, poate ar trebui să încep să fiu, nu? Hai, cât te joci tu, nu vrei să-ți aduc eu ceva bun de mâncare? Și ceva, asta e o idee foarte bună, du-te și adun de mâncare. Bine, hai că am plecat. Am ajuns acasă, este cineva? Alo, e cineva în casa asta? Larry, nu m-am auzit că strig? De ce nu m-ai băgat în seamă? Uh-huh. Mă rog, să vezi ce am făcut eu astăzi, că toată lumea a râs de mine. Da? Da. Uh-huh. Eram la Mac, am comandat ceva și când dau să mă întorc, nu știu frate de ce m-am împiedicat acolo, ca să-i toată tava și am prășiat tot pe jos. Toată lumea a râs de mine. Ok. De ce taci din gură? Da, nu știu eu ce să spun. Aha, deci acum vorbești? Poți să vorbești. O să te fac eu să vorbești. De ce? Așa, pentru că cred eu că ascunzi ceva. Așa sunt mereu. Mă rog, mi-e cam foame că n-am apucat să mănânc acolo dacă am scăpat teava. Și mă gândeam să fac ceva de mâncare. Vrei să fac o rețetă anume sau să luăm una de asta de pe TikTok? Da. Ce da? Nu. Ce nu? Răspunde o rețetă pe care am făcut-o deja sau una de pe TikTok? Doamne, dar ce ți-e mă așa greu să vorbești? Spune-mi dacă vrei una, spune-mi dacă vrei alta, spune-mi dacă nu vrei niciuna, spune-mi ca să știu ce facem. TikTok? Rețeta de pe TikTok. Da. Bine, dar s-o fac fără usturoi, nu? Că parcă așa-ți plăcea, fără usturoi. Mm-hmm. Sigur? Iulian, vreau afară, hai afară! Am treabă acum, mă joc pe telefon, nu vezi? Bine, atunci te voi spune mai. Da? Mă vei spune că ce? Că ești enervantă și că nu vreau să ies cu tine? Da, sigur asta nu. O să mă gândesc eu la ceva mult mai bun. Hai, pleacă, te rog, eu sunt în joc și nu mă pot concentra aici. Hei, dar vreau și eu afară. Știi și tu cum mama nu mă lasă singură afară? Nu-mi pasă, nu-i treaba mea. Ce zici să facem un pact? Tu mă scoți afară și eu nu-i zic mamei că ai spart televizorul când te jucai cu mingea în casă. Două reguli încălcate. Cam rău. Poftim, televizor spart? Dar televizorul nu-i spart. Da, încă nu e. Dar urmează dacă nu faci ceea ce spun eu. Tu mă șantajezi și asta nu e bine. Las că o să-i spun și eu mamei că tu ai... Nu știu, nu-mi vine acum, dar o să găsesc ceva bun rău de tot și o să-i spun mamei. Ha, fraiere, nici nu ai ce să-i spui. Sau ce-i vei spune, că îți închid lumina când ești la baie? Ha, te rog, nu uita că ești amuzantă doar pentru copiii de vârsta ta, nu pentru băieți mari ca mine. Așa că, hai, du-te de aici, că nu mi-e frică de tine, piticanie. Of, bine, plec. Dar dacă ai auzit ce vreau să-i spun mamei, of, te-ar bate. Da, bine, lasă, că nici eu nu o să te las așa, vezi? Tu ai idee cât te pot inventa? Da, am idee, pentru că te cunosc. Crede-mă, o pot face pe mama să creadă tot ceea ce zic eu. Hai, te rog, hai să nu mai inventez nimic, bine? Am eu soluție. Vei face ce zic eu. Oh, bine, bine. Fac ce vrei tu. Larry, vină puțin să-mi dai o părere despre poza asta. Cine aici? Pistruiatul la 20 de ani? Sunt eu, nu-i pistruiatul acolo. Greșeala mea. Degeaba porți ochelarii aia dacă tot nu vezi bine. Ba, văd bine. Da, da, zici că ești aragaz cu patru ochi. Foarte, foarte amuzant. Auzi? Ce mai e? Zici că ești Harry Potter, de fapt. Iu, ăla e băiat. N-ai prins-o. Eu ziceam asta doar pentru că și el poartă ochelari. Oh,
ce aș vrea să por și tu, să te iau la mișto toată ziua. Da, dar până port eu, porți tu. Gata, mă apucă nervii. Și ce vei face? Te vei uita la mine? Iulian, gata! Auzi, dacă vine frigul să-i apărez cu ochelarii, ce faci? Oh, îi șterg. Ah, bine! Iulian, termină! Ia să te văd caragheasă ce ești când îți pui ochelarii înapoi. S-a întors Harry Potter! Sunt cumva eu prima persoană pe care ai văzut-o care poartă ochelari? Nu. Evident că am văzut multe persoane. Și cumva ai rușit de acelea? Nu, doar de tine, pentru că e surioara mea mai mică. Julian! Da? Oh, I'm hungry. Ai ce? Of, tu chiar nu știi engleză? Ba, știu. Ok. Spune ce ai de spus. I have nothing more to say. Cine zici tu că moare acolo? Of, idiot. Dar vorbește și tu normal. Bine, eu doar joking with you. Tu doar glumeai cu mine? E, uite, pe asta ai nimerit-o. Ha, yes! Bine, mă rog, termină cu prostiile astea. What? Ce what visezi? Iulian, sincer, mai bine ai învățat și tu engleză. Tu mai bine ai învățat română. But I can't speak Romanian. Stai, m-am mai înjurat cumva? Stupid! Aha, și acum ți-ai cerut scuze, nu? Julian, come on! Mai exersează-le și tu! Hai, gata, lasă-mă cu engleza ta de aici, că deja mă apucă nervii și te spun și lui mama. Stupid brother. Ah, și eu te iubesc. Iulian, spune-mi, vrei să ne jucăm ceva? Nu vreau, de ce? Frate, tu niciodată nu vrei să te joci cu mine! Of, mai lasă-mă! Dacă fratele meu nu se joacă cu mine, atunci cine? Hai, lasă-mă că m-am jucat ieri cu tine. Tu vrei mereu să ne jucăm? Păi, ce? E vina mea că n-am prieteni? Păi, fă-ți unii și lasă-mă pe mine. Of, bine. Uite, o să-mi fac prieteni zilele astea. Dar hai să ne jucăm împreună acum. Câteva zile? Eu nu mai rezist nici măcar o zi. Bine, uite. Ne jucăm ceva și gata. Bine, hai, ne jucăm un joc împreună pe telefon și gata, hai. Gata, Lari. Valea. Cum valea? Ți-a trecut timpul. Păi, de-abia am început. Ai spus puțin și gata. Păi și puțin înseamnă măcar jumătate de oră. Nu. Hai, Iulian, te rog. Nici gând că tu așa faci mereu și mă plictisești de fiecare dată. Promit că de data asta n-o să mai fie așa. Of, bine fie, vino aici să ne jucăm. Gata, acum serios. Am terminat joaca, pleacă. Iulian, îți promit, uite, își jur pe dedițel. Nu! Și poți să te râși tu de mine până mâine. Eu nu mă mai joc cu tine. Iulian, vino repede să vezi un dinozaur pe geam. Ce? Nu, n-are cum. Ba da, uite! Ah, dar nu e niciun dinozaur, ce tot spui acolo? Of, eu așa văzusem. Vorbești prostii, nici măcar nu mai există dinozauri. Știu, dar eu am văzut. Mă rog, lasă, stai puțin acolo că vreau să vorbim despre școală. Oh, ce mai e? M-a sunat profesoara și ghiși ce mi-a zis? Că ai încercat să o arunci pe geam. Sincer? E nebună. Eu nu știu nimic despre asta. Hai, Larry, spune odată. Bine, păi, uite, am crezut că este vampir și am încercat să dau la soare. Larry, asta e amuzant, dar cum să crezi asta? Dacă zic, am văzut colții. Și ce asta înseamnă că trebuie să o arunci pe geam mai Larry? Ți-am mai spus că n-am vrut asta. Mă rog, termină cu aberația tare că o să dea afară din școală. Da, Iulian, eu chiar cred că mă vor da afară pentru că am descoperit că toți sunt vampiri. Da, cred că trebuie să te ducem la un control. Nu, stai liniștit. Eu nu sunt vampir. Eu sunt om. Control la cap ca să vedem ce ai. Cumva mă faci nebună? Larry, acum 5 minute ai spus că ai văzut un dinozaur. Chiar am văzut și întotdeauna văd. Ce chestie? Fix eu nu văd niciodată nimic. Păi, aici nu e vina mea. Dar ce chestie? Că nici restul planetei nu a văzut nimic. Iulian, eu am văzut un tip la televizor care vedea fantome și erau cu un câine după ei. Eu cred că tu ai văzut Scooby-Doo, nu altceva. Vino aici imediat. De ce? Vino aici, spune-mi, de ce nu ți-ai făcut curat în cameră? Uite, promit că fac acum, dar te rog, nu mă spune mamei. Ba chiar o să te spun. Te rog, Iulian, nu mă spune, ești frățiorul meu. De ce vrei tu atât să nu te spun? Fac orice. Bine, uite, fă curat și nu o să te spun mamei. Gata, este curat. Așa. Acum, hai să faci și noi ceva de mâncare. Haide,
Înainte să facem de mâncare, ai spălat vasele? Din păcate, m-am grăbit și am uitat. Nu, dar pentru asta eu chiar trebuie să-i spun mami. Te rog mult, Iulian, nu mă spune. Le spăl și gata, ok? Bine, așa să faci. Auzi, ce ascunzi acolo? Nimic. Dacă nu spui, o să chem pe mama să vadă ea. Orice, dar nu mă spune la mama. Te rog. De ce tot te ascunzi de ea? Că nu o să-ți facă nimic. Știu, dar așa vreau eu. Sincer, cred că cel mai corect ar fi acum să te spun. Te rog, Iulian, nu mă spune. Vrei să pari un copil bun, nu? Haide, că eu sunt copil bun. Da, m-ai convins. Acum hai să vedem cum o convingi tu pe mama. Gata, Iulian! Ce tot faci? Cu cine vorbești acolo? Cu iubitul meu. Ai așa ceva? Evident că... Dar ce nevoie ai tu de iubit la 13 ani? Ce fată la vârsta mea nu are iubit? Multe, cred. Oh, îți spun eu că nu prea sunt. Ok, mama știe? Da. Te mai întreb o dată. Mama știe? Nu și nici nu va afla. Nu o să-i spun dacă îl părăsești. Ce? Pe iubitul meu? Niciodată! Mă rog, bine. Mă duc la calculator. Nu poți. De ce? Păi am vorbit că o să mă joc eu cu el. Nu vii cu nimeni aici și nu te ucești nimic cu el pe calculatorul meu. Te duci în altă parte. Dar Iulian, te rog! Nici gând, te joci în altă parte. Păi și eu ce fac? Ce este treaba mea ce faci? Te-am pus eu să-ți faci iubit? Haide, Iulian, nu fi rău. Larry, este ultima oară când ți-o spun. Nu. Bine, atunci eu plec. Ia, unde pleci? Să mă văd cu iubitul meu? Iar iubitul tău? Dar ce e asta? Nu ți-am să termin cu el? Păi, dacă ne iubim... Iubire! La 13 ani! Da! Deci, hai să spun, în drum spre magazin am văzut un câine care plimba stăpânul. Stai așa, de ce nu mă asculți? Am o treabă, scriu eu ceva, tu spune că te ascult. Așa, și nu mi-a venit să cred că pormă stăpânul s-a oprit să-și facă nevoile. Și câinele a început să strângă. Da, este foarte tare. Bine, repetă ce am spus. A, spuneai tu ceva de un câine. De ce n-ai fost mai atentă, Larry? Am o treabă pe telefon. Ai mai spus asta? Încă am treabă. Bine. Dă și mie niște apă, măcar, te rog. Da, da, stai puțin. Ce tot faci acolo, Larry? Mamă, Iulian, da, lasă-mă, frate, să vorbesc aici. Da, da, tot timpul stai pe telefon, altceva nu știi. Și ce e treaba ta? Mai lasă-și tu telefonul ăla, că nu mori. Bine, îl las. Te văd, stai încă pe telefon. A, da, verificam câte ceasul. Larry, nu mai mă minți, te văd. Nu te mint, eu... Niciodată. Bine, atunci acum că ai văzut cât e ceasul, poți să-l lași, lasă-l, te rog, jos și bagă și pune în seama, ascultă-mi povestea cu câinele, era foarte interesantă. Oh. Ce faci acolo? Nu vezi ce-mi fac? Ba da, zici că ești clov, gata de circ. Se numește machiaj. Larry, tu ești prea mică pentru a te machia. Da, și ce dacă? Este rușinos. Rușinos dacă nu te machiezi. Cum pot să ies eu așa din casă? Femeile care au riduri pe față și sunt mult mai bătrâne decât tine, ele se machiază, nu tu. Și dacă îmi place, ce vrei să fac? Să mai aștepți? Da, să mai aștept. Cât vrei, frate, să aștept. Încă 5 ani măcar. 5 ani? Tu sigur ai nebunit. Cum pot eu să mai aștept încă 5 ani? Foarte simplu și ușor. Nici gând, nu aștept atât. Bine, treaba ta. Iulian, crede-mă, cu frumusețea chiar nu este de joacă. Da, sunt convins. Tu ai idee cât o să se râdă de mine dacă greșesc machiajul? Of, ce-au ajuns copilele din ziua de azi. Se machiază la 13 ani. Oh, Iulian, ce mai faci? Bine, tu? Mă gândeam, dacă ai cum să mă ajut cu ceva? Sigur, spune. Dăm și mie bani. Iar bani? Da, ce sunt eu aici? Fabrică de bani? Ți-am dat și ieri bani. Bine. Oh, hai, du-te și mănâncă ceva, că n-ai mâncat nimic. 10 lei și mănânc. Ce? Să te plătesc eu ca să mănânci? Nu, în niciun caz. Mănânci dacă vrei. Hai, Iulian, dăm și mie... După nu-ți mai cer. Bine. Dai? Da.
Poftim. Oh, mulțumesc. Așa da? Hai, acum pune-te și mănâncă. N-am zis când. Atunci dă banii înapoi, hai. Bine, bine, gata. Tu te-ai cam obișnuit așa să-mi cer banii în continuu. Ce să fac dacă îmi plac banii? Și mie îmi plac, când îi am în buzunar, nu când îi dau. Și în plus, nu-s fabrică de făcut bani. Dacă mai îmi dai 10 lei, promit că de data asta chiar te las să faci ce vrei tu. Nici când, știu că minți. Ba da, promit. Of, bine, bine. Mai ai încă 10 lei. Ha, ha, te-am păcălit de data asta. Știam, nu te mai bucura, bine? Dacă mai îmi dai... Nu, 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 nici să ne aud că acum îți iau înapoi. Pleacă. Iulian, vină puțin. Ce mai e zi odată? Spune-mi și mie, ce este de mâncare? Ciorbă, n-ai văzut și tu frigider? Eu să mănânc ciorbă? Da, ce-i vrea tu să mănânci? Caviar, somon, crab? Caviar? Asta chiar nu este o idee rea. Tu vorbești serios? Mănâncă ce e în frigider și gata. Doamne, nu mai rezist, deci nu mai rezist cu tine. Dar ce-s cu fițele astea? Alți copii mor de foame și tu... Da, ce-mi pasă mie de alți copii? Termină mai lare cu fițele astea. De-abia aștept să plec din casa asta. Și eu. Oricum, vreau să-ți dau o veste. Ce mai e? Păi, mă gândeam și vreau să ne mutăm în altă casă. Da, bravo! Și eu vreau un nou calculator. Iulian, te rog frumos să nu mă mai la mișto și să-mi spui. Ne mutăm? De ce să ne mutăm? Vreau și eu să avem o casă cu piscină și o cameră unde să-mi țin și eu toate hainele mele. Auzi, dar nu cumva vrei tu o casă doar pentru haine? O casă numai pentru haine? E o idee super bună. Glumeam, fraierul! De unde bani pentru toate astea? Gata, ne împrumutăm! Bine, ne împrumutăm, dar de unde îi dăm înapoi? Păi, ne împrumutăm și să-i dăm înapoi. Da! Da, nu, 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 nu așa merg lucrurile. Atunci, dacă nu ne mutăm, ia-mi alt telefon. Dar telefonul tău ce are? Ăsta? Ăsta e pe sărăcie, e iPhone 12. Și? Cum și? A apărut iPhone 13. Și uite cum stă așa situația. Eu îl vreau pe ăla. Hai mă, că acum tu chiar glumești cu mine. Telefonul tău este nou, nu are absolut nicio problemă. Da, dar știi, eu vreau ultimul model de iPhone, să fiu și eu un pas cu moda. Eu la vârsta ta eram fericit dacă aveam telefon fix în casă. Dar aminte, iPhone. Ce faci? Mă joc, lasă-mă. Te-ai jucat până acum, poate vrei să te spun lui mama. Ce să faci tu? Vezi zis la are de treaba ta. Mama! Și gata, gata. Mă bucur că asculti. Dar ce treabă ai tu? Nu mai fi părăcioasă, mereu mă spui lui mami. Fac ce este corect. Da. Dar mă frate, ne vedem de seară, așa a rămas. Și? Cu cine ai vorbit? Cu niște prieteni. Și tu te duci să te vezi cu ei? Da. Mama știe? Da, mama să știe la tine când pleci, nu la mine. Da, știm. Eu vreau să știe și de tine că pleci. Eu sunt mai mare, eu fac ce vreau. Mama, Iulian vrea să plece! De ce tot mă părăști atât? Așa vreau eu? Da, las că vezi tu. Ce-ai făcut? Oh, te voi spune! Nu, 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 nu mă spune. Mama! Uite, îți iau ce vrei tu. Orice? Orice. Îmi iei o vacă, exact ca cea din reclama Milka. Dar nici măcar nu există vaca aia. Atunci... Ma! Gata, 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 gata! O să iau o vacă de pe câmp, o să o pictez, mă descurc cumva. Ce să fac? Vin cu vaca. Iulian, cât costă calculatorul tău? Este destul de scump, dar de ce? Vreau și eu să mă laud în fața prietenilor. Te lauzi cu ce am eu? Nu, mă laud cu ce am eu. Dar este calculatorul meu. Da, dar prietenii mei nu știu asta. Ok, faci cum vrei tu. Auzi, da, aveai și noi niște bani prin casă. Eh, luna asta a mers mai prost. Nu prea avem. Hai, Iulian, că vreau și eu să pun o story. Da, încetează să fie atât de lăudăroasă. Ți se pare că sunt? Da, cam ești. Eu nu cred. Termină cu toate astea, că o să ajung să nu te mai suporte nimeni. Eu sunt cineva. Nu are cum să se întâmple chestia asta. Vai de mine. Ia spune, cine ești tu? Nu mă mai lua la mișto, Iulian. Of, lasă-mă să mă joc, te rog eu. Știi, BFF-ul meu
Eu am mulți bani și pot să fac absolut ce vreau eu pentru că eu sunt cunoscută și nimeni nu spune nimic, nu-mi comentează nimeni, deci nici pâs n-aud. Ce poate să spună și asta și nici măcar nu e adevărat? Psst, Iulian, nu mai râde! Așa, și unde eram? Și am mulți bani și... Mama, deci am un calculator atât de scump acasă. Deci dacă îl vezi, wow! Știi ceva, Lari? Nu te mai lăuda atâta. Nici măcar eu nu mai te suport. Fac ce vreau, nu te mai băga tu! Lăudăroasă! Da, se pare că nu știi că, de fapt, lauda este foarte sănătoasă. Ba nu, chiar nu este. Te lauzi prea mult. Păi, prietenilor mei le place. Da, să crezi tu că le place. Păi ar trebui să crezi, pentru că mă ascultă. Da, măi, Lari, dar cât crezi o să mă dureze asta? Nimănui nu-i plac lăudăroșii. Auzi, ce tot faci? Filmezi un TikTok. Ce TikTok filmezi, mă, tu pascun? Și de ce o filmezi pe mama? Mi-a cerut cineva să o arăt. Ia, arată-mi acum contul tău. Nu, de ce să fac asta? Poate, pentru că dacă nu-mi arăți, o să spun mamei că o filmai pe ascuns. Nu ai cum să faci asta și... Oricum, ea nici măcar nu știe ce e la TikTok. Stai liniștită, o să învăț eu dacă nu-mi arăți. Bine, dar stai că am un TikTok pe care nu trebuie să-l vezi. Poftim? Hai, arată mai repede, acum. Nu, nu-ți arăt dacă nu mă las să șterg. Da? Bine, atunci o să te spun mamei. Mam! Acum îți arăt. De ce atâtea TikTok-uri cu mine? Tu mereu mă filmezi pe ascuns fără să știu? Da, dar sunt toate pe privat. Mincinoasă! Tu crezi că-s bunica care nici măcar nu știe să sune pe un telefon? Am văzut tot! Toată lumea a văzut! Sunt publice! Ei, și ce? Te-am făcut vedetă! Da, wow, uite! Vedetă filmată când se scobește nas! Wow, ce vedetă sunt! Da, te-am făcut vedetă de 100.000 de vizualizări! Yay! Și acum îți pot cere autograful. Acum înțeleg eu de ce când am fost în mall râdea grupul ăla de fete de mine. Eu am crezut că mă plac. Da, sau poate te-ai făcut tu de râs cumva. Nu, nu m-am făcut de râs cu nimic. Sigur e doar vina ta și atât. Hei, privește partea plină a paharului. Acum te știe multă lume. Da, și acum râd de mine. Păi atunci râși și tu de ei. Nu, nu așa merg lucrurile. Vrei să șterg? Da, Lari, te rog, chiar vreau asta. Nu, nu șterg absolut nimic. Iulian, mai doar 5 minute de stat la calculator, pentru că după aia vine rândul meu. Poftim, cum adică e rândul tău? Păi, a zis mami că îmi dă voie pe calculator jumătate de oră pe zi. Super, dar sincer, cred că nu ți-a zis pe care calculator îți dă voie, că eu n-am strâns degeaba 2 ani de zile bani ca să-mi iau calculatorul ăsta. Iulian, avem doar un calculator și hai și tu mai repede, frate, că nu stau aici să aștept o vară întreagă. Dar ce nevoie ai tu de un calculator? Păi, am de făcut un proiect la biologie. Bine, hai, rezolvă totul. Ai jumătate de oră. Alo? Ce proiect este ăsta? Parcă ai zis că faci un proiect. Păi am luat și eu o pauză. Te-am lăsat cu o singură condiție. Și acum am făcut că te găsesc jucându-te prințese. Ți-am zis, doar am luat o pauză. Gata, numai ieși de-a mea de cameră că îmi opri calculatorul de numai virus cu prințese o să văd. Ba nu! Dacă mai rog o singură dată de tine, spar calculatorul ăla fără să te mai joci nici tu, nici eu, niciodată pe el. Ești foarte zgârcit. Nu sunt zgârcit, dar deja stai mai mult decât mine. E, asta e vina ta, ce treabă am eu? Vina mea? Cum e tot vina mea? Tu mi-ai arătat calculatorul, nu este vina mea că îmi place. Bine, fii atentă cum facem. Dacă cei care ne urmăresc acum o să dea un like, un subscribe la canalul meu și îmi spun în comentarii să te las la calculator, o să te las la calculator. Dacă nu, nu. Voi alegeți. Dragilor, nu uitați să lăsați un coment în care să rugați și voi pe Iulian să mă lase și pe mine măcar o jumătate de oră pe zi la calculator.